Mulțumesc frumos! Vă mulțumesc din tot sufletul! Mulțumesc frumos! Vă tăia vecina mea să nu ne aducă flori? A, dar sunt mai mulți! Să știți că am mari emoții. Eu cândva am cântat cu Doina Moldovii, acum visul meu a fost să cânt și eu cu orchestră profesionistă din Iași, când m-am reîntors de la Doina Vrancii, din Focșani, unde eu acolo am activat 40 de ani. Și mă bucur din tot sufletul și mulțumesc Consiliul Județean că s-a gândit să înființeze această orchestră, mulțumesc ansamblului, mulțumesc maestre, să trăiți, să trăiți băieți, să fiți sănătoși, mulțumesc conducere și nu în ultimul rând, aici în aseară m-am întâlnit cu un mare, mare, mare folclorist al țării, maestru Constantin Arvindi. Maestre, să trăiți, să fiți sănătoși, să vă dea Dumnezeu multă, multă sănătate că ne trebuiți. Eu nu uit, dumneavoastră mi-ați orchestrat, am colaborat la Doina Vrancii, mi-ați orchestrat câteva melodii pe care eu le-am imprimat în Radio București. Vă mulțumesc din tot sufletul, mulțumesc publicul, mulțumesc conducerii Consiliului Județean. Nu-l cunosc, poate acum o să mă cunoască dumnealor pe ei, pe mine. Mulțumesc orchestrei încă o dată, maestrei, să fii sănătos, dă-i drumul și să-l fi orchestra asta 50 de ani cât am eu de cântat, atât am cântat, 52 de ani. Acum s-o gotiți dumneavoastră câți ani am eu. Era cea mai bună fată, șamperea de la.
faci din mine că pe de la îți frumoasă și să-i ghiri. Aia mai stai pe lângă gard, ia privatea nu-l împart niciodată. Îmi dădea mama de lucru șapte de 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 da, dar la joc îmi era gândul șapte de 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 da. Și joc toate forile șapte de 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 da, cu fiecare șapte de lie șapte de 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 da. La hora mare de sat șapte de de da, să mă duc pe la jucat șapte de de da. Toată lumea să se mire șapte de de da, cum de joc cu badea bine șapte de de da. Hai pe lua mă să stau pe tu! Lăutar de strune șapte de de da, la joc nu mă-ntrece nimic șapte de de da. Joc când eu fost norocul, ai cânticul frumos și joc cu șapte de de da. Eu filmul mic că trăiesc, eu vei să-l iubesc, am jucat și voi cu mine. Uite-ți cât e de bine, ho, ho, și ia ca așa. Mulțumesc frumos, mulțumesc frumos, vă dați Dumnezeu sănătate, să aveți un an bun. Și orchestra sănătate, băieți, sunteți tineri, bunciți, ca această orchestră să existe până când o să aveți și voi 52 de ani de cânte, ca mine. Sănătate, numai bine! Seara, vă zic și eu, mulțumesc! Fiecare întâlnire cu dumneavoastră este un examen. Este un examen atât pentru noi, cât și pentru orchestră. Felicitări! Maestre Constantin Arbete, să trăiți 100 de ani, să mai veniți aici la Iași cu noi împreună, cu orchestra. Și cu orchestra înainte să mergem cu spectacole și cu dumneavoastră. Fără dumneavoastră, nu am putea să fi aici în fața dumneavoastră. Sănătate! Și la mulți ani, orchestre, la mulți ani dumneavoastră. Văd aici pe doamna profesor, colega noastră. Și Doamne ajută, maestre! Verișoare, dinaiești, verișoare, draga mea,
joci ca pananul, dar greșeli șarpa. Mândruțo din satul meu, hai să te mai joc și eu, hai să te mai joc și eu, leli șarpa. Nari tineri tu ești, dachișorul potrijești, dachișorul potrijești, leli șarpa. Jucăușă bună ești, da o leacă fudul ești, da o leacă fudul ești, leli șarpa. Hai, o și eu așa somnată, gra la joc îndemânatic, hai da, ho! Eu la joc de scașe, tata, dacă tine joc nu iau, tata, dacă tine joc nu iau, dar ne-mi șoare fa. Că jucașe mai copii, frumușă, tăi mărtii, frumușă, tăi mărtii, ne-mi șoare fa. S-o frâșim să fii mai joc, nu te-i supăra deloc, nu te-i supăra deloc, ne-mi șoare fa. Hai, hala, cine te-a făcut? Hai, cât de este eu plăcut? Hai să te mai joc și eu, hai să te mai joc și eu, lelișoareta. Nari tineri tu ești, dachișorul potrijești, lelișoareta. Jucă ușă bună ești, da o leac tricudul ești, da o leac tricudul ești, lelișoareta. Hai, care tineri că ești, hai, dachișorul potrijești. Hala, cine te-a făcut? Hai, câte este eu plăcut, hop, și iacă așa. Iacă așa încă o dată, maestre, vin spre dumneavoastră. În 87 am fost trimis de Comitetul de Cultură de aici la Iași, de la Combinatul de Fibre Sintetice, cu colega mea, Maria Bogdan, aici la Steaua Dunării, la Galați. Unii mi-ați dat locul întâi, erați în jur cu doamna Angela Moldovan. Dumnezeu să vă dea sănătate și Doamne ajută, am diploma acasă, când ne întâlnim o să vă arăt semnată de dumneavoastră. Mulțumesc, Doamne ajută, să aveți sănătate și spor în toate. Mulți ani orchestră, aplauze și pentru orchestră. Maestre, trebuie să mai zic ceva. Pe 22 decembrie anul trecut am fost invitat de televiziunea română cu orchestra Valahia, Marius Zorilă, care este de vârsta dumitale și e mai mare o țără, mai mic mult, da. Și am vorbit cu el la telefon, o să facem un schimb de experiență. Noi o să mergem la București să cântăm în Piața Constituției la anul, dacă ne ajută Dumnezeu, și ei să-i chemăm aici la Iași. Doamne ajută! Felicitări, mulți ani, trăiți! Să-i fără lumină, dai cu capul timp stădină. Te-mi ține împărătește, să-i fără
Pașa Mâlca! Pașa! Joacă mândru scuturat, cum stă și l-a sărutat. Joacă mândru nu te da, că mășunța nu i-a ta. Joacă mândru scuturat, cum stă și l-a sărutat. Joacă mândru nu te da, că mășunța nu i-a ta. Și cu jocul de pe tine l-ai luat de la veșini. Pe mine te mai lua, pe tăti ți-o-i cumpăra. Și cu jocul de pe tine l-ai luat de la veșini. Pe mine te mai lua, de tăti. Pe mine te mai lua, pe tăti ți-l compara. Uite, uite, uite așa. Vă mulțumesc mult. Aș vrea să dedic această melodie cu doamna Violeta, frizerița mea Violeta de la frizeria de Independență, ce este în sală prezent și tuturor doamnelor. Am o mândră tare dulce, am o mândră tare dulce, dar la lucru nu se duce, dar la lucru nu se duce. Dimineața e roa mare, trilata da-i trilada. Și rășești la chișoare, trilata da-i trilada. Roa trebuie scuturată, trilata da-i trilada. Și mândruța s-a rotată, trilata da-i trilada. Mai târziu se încălzește și la față se negrește, și la față se negrește. Dililare, 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 dililare. Dimineața e roa mare, dililare, dililare. Și rășești la cășoare, dililare, dililare. Roa trebuie scuturată, dililare, dililare. Și mândruța se rotată, dililare, dililare. Hai să împărțim dragostea, dacă nu pot cumpăra, mă trage cu lingura. Dililare, 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 vă mulțumesc tare mult, aș vrea să-i mulțumesc mult și foarte mult maestrului Constantin Arvinte și să-l țină Dumnezeu sănătos, că foarte multe cântece am cântat și din repertorul dumnealui, din culegeri, multe cântece am cântat la Doina Moldovei. Doina Moldovei a avut foarte mult repertor din a folosit repertor din cântecele domnul Constantin Arvinte și îi doresc multă sănătate, aș vrea să vorbesc mai puțin. Mulțumim domnului Victor Chirilă, mulțumim domnului Costel Șerban, prietenul meu vechi, mulțumim la toată conducerea Consiliului Județean pentru că am ființat acest ansamblu. Mulțumim lui domnul Lucaci pentru orchestra care a pregătit-o și mulțumesc la băieți și la dansatori că ne-au susținut. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru participare și sperăm să ne mai vedem. La revedere!
Dragă mamă, dragă tată, m-ați făcut băiatul fată. Dragă mamă, dragă tată, m-ați făcut băiatul fată. Să când dragostea și dorul de care zace tot omul, măi mă. Să când dragostea și dorul de care zace tot omul. Colin țara-n lung și lat, ca-șa cucu mi-a cântat, mă. Colin țara-n lung și lat, ca-șa cucu mi-a cântat, mă. Colin țara-n lung și lat, să cânt la lume cu drag, măi, mă. Colin țara-n lung și lat, să cânt la lume cu drag, mă. Cânt de dragoste și dor pentru omul iubitor, mă. Cânt de dragoste și dor pentru omul iubitor, mă. Cânt și celui care are la inimă supărare, măi, mă. Cânt și celui care are la inimă supărare. Pentru cântecul meu mulțumesc lui Dumnezeu, mă. Și pentru cântecul meu mulțumesc lui Dumnezeu, mă. Mă ajută, mă urmărește și de rele mă ferește, o fost. Și are grijă de mine ca să cânt la lume bine. Ajută-mă, urmărește și de rele mă păzește, măi, mă. Și are grijă de mine ca să cânt la lume bine. Mă mulțumesc foarte mult. Fostul viceprimar al Iașului, Gabriel Surdu, Gabriel Surdu, actualmente consilier municipal, prietenul meu, la o petrecere a spus: bă, Neafane, în viața mea tare mai mult ai cântat decât ai vorbit. Și cam așa este, să știți. Dar acum nu pot să nu-mi exprim și eu câteva cuvinte vis-a-vis de ce s-a întâmplat la Consiliul Județean în ultimul timp. Când am auzit că se duc tratative pentru înființarea unui ansamblu, zic, ia uite, Doamne, să știi că ai să vezi că se înființează un ansamblu. S-a înființat acest ansamblu, ca să vorbesc nu prea mult. Și când am auzit că mai poartă și numele maestrului Constantin Arvinte, mare bucurie am avut. Și l-am pupat pe Costel Șerban, că el a fost cu ideea să-i se dea titlul, numele maestrului Constantin Arvinte, consilierii județeni au fost de acord, conducerea județului, pentru care mă înclin în fața dumnealor, pentru această realizare. Acest ansamblu, căruia îi doresc viață lungă, o parte din noastră, știți, eu am funcționat la Orchestra Populară Doina Moldovei 20 de ani. Și când anul ăsta am intrat în al 50-lea an de activitate artistică, 50 de ani pe muchie, Ștefan Pintilie, cu mâna pe inimă spun cât am cântat, eu n-am cântat nici Gică Petrescu, să știți. Cum am cântat, spune auditorul. Dar mă bucur și aici, știu că sunt undeva pe un fuștei al scării valorice, undeva bine. Deci toată admirația pentru ceea ce s-a întâmplat, îl văd aici pe maestru Arvinte, am știut că sunteți aici, pe domnul Chirilă și pe Costel Șerban,
Costică, te-am pupat când am auzit că tu ai fost cu ideea, da? Să dea Dumnezeu acest ansamblu să aibă viață cât mai lungă, pentru că mai mare rușine. Toate comunele din țară aveau ansamblu și Iașu, așa a fost să fie. Bine că s-a înființat așa acum. Luci, dirijorul, este un băiat minunat, a lucrat cu Marinică Botea la ansamblu, la Casa Studenților, are experiență și sunt convins că va fi extraordinar, da? Vă mulțumesc că m-ați suportat câteva cuvinte, da? Și acum să mai gând un cântec și toate cele bune. Vă mulțumesc foarte mult, prezentatoarea. Aplauze pentru soliștii care v-au încântat în momentele care au trecut. După aplauzele dumneavoastră, noi de acolo din spate am înțeles că îi apreciați și aveți în sufletele dumneavoastră și felul în care îi răsplătiți sunt aceste minunate aplauze. Mulțumim! În momentele următoare, dansatorii ansamblului folcloric profesionist Constantin Arvinte vor încinge scena cu cel de-al doilea moment coreografic pregătit pentru dumneavoastră, o suită de dansuri din zona Dumbrăvița Ruginoasa, coreografia Rodica Fălișteanu și Petre Șușu. În aplauzele dumneavoastră! Thank you.
ansamblul folcloric profesionist Constantin Arvinte. Vă mulțumim din suflet pentru că o seară atât de frumoasă nu se poate încheia decât într-un mod deosebit. Următoarele momente sunt dedicate unui moment festiv, deoarece maestrul Constantin Arvinte, în generozitatea dumnealui, dorește să ofere diplome și flori în semn de prețuire a activității pe care artiștii care v-au încântat în această seară o desfășoară în slujba folclorului românesc. Maestre, vă rugăm să veniți din nou pe scenă alături de noi. O să vă ajute colegul meu să urcați. Până ajunge maestrul lângă noi, o să-l invit lângă mine pe managerul ansamblului, domnul Petre Șușu, care are diplomele la dumnealui, și bineînțeles invit în scenă toți artiștii care au evoluat în această seară pentru dumneavoastră. Haideți, vă rog! Încercăm să acordăm diplome de merit și acest lucru, permiteți-mi să citesc eu aceste diplome și să le mâneze maestru Constantin Arvinte. Diplomă de merit se acordă domnului Cristinelu Iordăchioaia pentru promovarea cântecului popular moldovenesc. La fel, diplomă de merit primește doamna Beatrice Duca pentru promovarea cântecului popular moldovenesc. Felicitări! Constantin Bahrin, de asemenea, diplomă de merit pentru promovarea cântecului popular moldovenesc. Claudia Martinică primește de asemenea diplomă de merit pentru promovarea cântecului popular moldovenesc. Diplomă de excelență se acordă domnului Ioan Ursachi pentru întreaga activitate artistică desfășurată în slujba cântecului popular. Diplomă de excelență se acordă doamnei Maria Costioaia pentru întreaga activitate artistică desfășurată în slujba cântecului popular. Diplomă de excelență se acordă domnului Ștefan Deaconița pentru întreaga activitate artistică desfășurată în slujba cântecului popular. Diplomă de excelență se acordă domnului Ioan Macovei pentru întreaga activitate artistică desfășurată în slujba cântecului popular. Și diplomă de excelență se acordă domnului Ștefan Pintilie pentru întreaga activitate artistică desfășurată în slujba cântecului popular. Să ne trăiți, maestre! Vă mulțumim și vă așteptăm și la alte spectacole, dar nu înainte de a ura la mulți ani colegului nostru, care astăzi împlinește o frumoasă vârstă. Te rog să vii printre noi. La mulți ani! Andrei Holban, prietenul nostru, la mulți ani! Zi frumoasă, avem sărbătorit!
Nu plecați, pentru că să știți că o să ne despărțim tot pe muzică, dar înainte de a ne lua la revedere de la dumneavoastră, trebuie să aducem niște mulțumiri. Mulțumiri membrilor ansamblului folcloric profesionist Constantin Arvinte, domnului manager Petre Șușu, mulțumiri și domnului dirijor Dumitru Lucaci, coregrafei Rodica Fălișteanu, asistentului coregraf Cristi Ostafi, Consiliului Județean Iași, datorită căruia acest ansamblu a luat ființă, mulțumim! Maestrului Constantin Arvinte pentru că ne-a fost alături în această seară, atât fizic și cu sufletul. Tuturor interpreților care au evoluat în fața dumneavoastră, partenerului nostru media, televiziunea Apolonia, acolo unde de astăzi în 2 și în 3 săptămâni o să puteți urmări înregistrarea acestui spectacol sâmbătă de la ora 18. Mulțumim! Și nu pot să nu vă mulțumesc în primul rând dumneavoastră, publicul nostru drag, pentru prezență și pentru că ne răsplătiți întotdeauna cu aceste aplauze venite din suflet. Mulțumim!